Crezi că ai nevoie de permis pentru a conduce o motocicletă? Dar o mașină. Dar o afacere. Și afacerea ta are riscuri și tu ești responsabil de cum rulează aceasta în economie și ce rezultate generează. Cu ajutorul seriei de episoade Permis de Antreprenor, sprijinim mediul antreprenorial românesc cu informații practice pentru începerea unei afaceri sau pentru accelerarea celor deja existente. Invitații noștri vor fi antreprenori, business mentori, profesioniști, experți și consultanți cu rezultate, care vor oferi soluții cu aplicabilitate imediată și adaptate la mediul de afaceri românesc. Prietenul meu bun și mentorul meu, Dragoș Petrescu, îmi spunea când ne pregăteam sau când mă învăța să mă pregătesc de scale-up, dar trebuie să am grijă la patru piloni, la strategie, la oameni, la execuție și la cash flow. Până la capăt e nevoie de tenacitate, determinare, de voință. Dumnezeu, antreprenorul este omul care se aruncă în prăpastie și până jos trebuie să-și construiască aripi. Bună întrebare. Din punctul meu de vedere, nu cred că s-ar pune problema așa. Mai degrabă, dacă ai un profil de antreprenor, cred că antreprenorul se adaptează pe ceea ce vede în piață, pe nevoia pe care o vede în piață și încearcă să o acopere. Cuvântul adaptabilitate, și probabil că o să vedeți și că îl voi puncta de mai multe ori, cred că este esențial pentru viața unui antreprenor. Deci, ca să pot răspunde, nu cred că ți alegi, sau cred că sunt puțini antreprenori care și-au ales, domne, mie mi-ar fi plăcut sau îmi place să fac afacerea cu tare, și mai degrabă te uiți la piață, te uiți la nevoia clientului, te uiți la ceea ce e neacoperit în piață și te arunci în apă, te apuci și înveți, te adaptezi, te dai drumul la treabă. Dacă ar fi să mă uit înapoi la parcursul meu, m-am uitat exact în felul în care vi l-am povestit. Nu cred că am zis, domnule, haide să văd ce mi s-ar potrivi, pentru că nici nu știi până nu guști și nu experimentezi ce ți se potrivește. Tu ți imaginezi, e o vorbă, domnule, meniul nu e ca preparatul, una e să citești meniul, una e să consumi preparatul în sine. Clar că dacă faci ceea ce îți place, ai mari șanse să atingi nivelul de excelență, fără dar și poate. Dar eu cred că antreprenorul obține această plăcere pentru că face. Deci el are o dorință, să zic așa, puternică de a construi, de a trece la acțiune. Adică cred că asta diferă profilul antreprenorial de ceilalți. Mă apuc și fac treabă foarte repede, nu stau mult pe gânduri, mă mișc repede, sunt agil. Pe de altă parte, iarăși, cred că parteneriatul e un lucru foarte, foarte bun și îl recomand. Noi, ca și cultură, nu am avut această cultură a parteneriatului, știm foarte bine, dar mi se pare că fiecare om are un profil, are niște competențe, iar dacă reușești să te aliniezi și să faci un parteneriat bine sudat, pe niște valori comune, atunci ai șanse mari să, domne, care sunt competențele tale? Păi eu sunt mult mai bun pe marketing, ok, tu te ocupi de marketing, păi al meu pe finanțe, tu te ocupi de finanțe. Și atunci ai șanse să faci ceea ce îți place și să spui punctele tari acolo unde contribuția e cea mai mare. Vis-a-vis de întrebarea inițială, cred că puțin dintre noi am făcut ca la manual, pentru că noi nu avem școală de business, avem 30 de ani de libertate și așa mai departe. Eu sunt un antreprenor, să zic așa, pur sânge, fac afacere de la 16 ani și am plecat foarte repede, am plecat în sensul că m-am apucat de treabă în momentul în care am simțit o oportunitate. Am făcut mai multe tipuri de business-uri până când am ajuns la cel care m-a consacrat pe piață, respectiv Vosing. Când îmi puneați întrebarea asta, deja îmi fugea mintea. E clar că știm cu toții că dacă nu ai execuție, n-ai nimic. Ideile sunt idei. Mi-aduc aminte de foarte multe ori am avut în experiența mea, deci nu vorbesc din cărți, vorbesc din experiență, tot felul de idei după margine. Dom'le, ar fi bine să facem mai, ar fi bine să facem mai, ar fi bine să facem mai, dar nu trecea nimeni la acțiune. Adică, bă, uite-te, am ideea asta,
vin la tine, te rog, ai încredere în mine, finanțează-mi și vreau să o duc la capăt. Rar vezi așa ceva. Destul de rar. Pe margine, adică e o vorbă, una este să fii jucător, una este să fii spectator. Jucătorul totdeauna va avea o miză. Și sunt oameni care nu înțeleg lucrul ăsta, sunt oameni care comentează după margine cum ar fi dacă eu aș fi făcut și așa mai departe. Iarăși cred că ține foarte mult de profilul omului. Și o să vedeți puțin mai târziu că să aduc în vedere importanța profilului psihologic și tipul de personalitate. Sunt oamenii care au adversitate la risc și foarte bine, sunt oameni care sunt prieteni cu riscul și în funcție de asta ei aleg să acționeze sau nu. Repet, nu este un model bun sau rău. Doamne ferește, noi vorbim aici de acțiune. În cazul de față, eu sunt un om care trec destul de repede la acțiune, nu înseamnă că e bine sau că e rău. De foarte multe ori am făcut greșeli, de foarte multe ori, și de asta este bine să te înconjori de oameni, oamenii cu care să faci o echipă complementară, tocmai în care, tu ești un vitezist, eu chiar mă caracterizez așa, să ai un om care strage frâna de mână, zice, domne, fii atent acolo, fii atent acolo, fii atent acolo. Ai o sumă de informații, ai input și atunci te ajută să iei decizia mai bună, să te uiți și la alte riscuri care pot veni. Dacă ar fi să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, păi prima dată e o decizie. E o decizie, ți-o asumi, faci un plan de acțiune elaborat sau pe genunchi sau pe șervețel și ți-ai dat drumul în apă. Și cred că e important să te gândești la planul B, sau mai bine zis, la momentul în care nu-ți iese planul așa cum ți-ai dori și cum îl gestionezi. Pentru că, după cum știm, tuturor ne place. Dom'le, când ne-a ieșit treaba, râdem, cântăm, dansăm, e totul bine. Ce faci când nu ți-a ieșit? Mergi mai departe. Te ridici, îți curești genunchii și mergi mai departe. Adică alt secret nu există. Spuneam că am aflat o vorbă de la un antreprenor în urmă cu câțiva ani, o definiție a antreprenorului care îmi place foarte, foarte, foarte mult, al dracu de mult, pe românește. Dom'le, antreprenorul este omul care se aruncă în prăpastie și până jos trebuie să-și construiască aripi. Mi se pare că relevă realitatea 100%. Antreprenorul trebuie să găsească soluții, să se adapteze, trebuie să iasă din apă, să arunce în apă, să înnoate, să zboare, să găsească soluții. Trebuie să treacă la acțiune. Și bineînțeles, în acest parcurs vei face și greșeli o grămadă. Important e să te uiți la ele ca un proces din care înveți și nu să lasă să te marcheze acel eșec pe care sigur îl avem cu toții pe acest parcurs. Am trăit într-o lume mișto dacă ne-am putea schimba comportamentele după ce auzim o informație. Informația, clar, e primul pas. Al doilea pas e să o conștientizez, pentru că sunt convins că există cazuri când auzim o informație, trece pe lângă noi ca trenungară, n-am băgat-o seama. Peste un an auzim fix aceea sau peste o lună aceeași informație, suntem pregătiți, e un timing și o prindem. A după care o prindem, se cheamă că am conștientizat-o. Dar mi se pare că procesul de integrare e important și de acolo începe. Modul în care eu pot să-mi integrez informația astfel încât să-mi schimbe comportamentul. Simpla informație nu. Exact cum spuneam de la idee. Bă, ideea e mișto, e foarte bună, dar dacă n-ai pus 99% transpirație și așa, să implementezi execuția. După cum probabil știm cu toții, sau cred că așa este la marea majoritate, când citim câte o carte, de multe ori ne rămâne foarte puțin din cartea respectivă, mai ales că acum trăim într-o epocă cu inflație informațională și așa mai departe. Și mi-a rămas în cap cu o carte, cred că am citit-o în urmă cu 20 ceva de ani, și ce nume pentru un antreprenor de marcă sau ca să ai succes, e nevoie de două calități, viziune și curaj. Și mi se pare că e valabil și acum, dacă n-ai viziune și n-ai curaj, nu poți să mergi mai departe, dar aș mai adăuga. Și nu vreau să punctez neapărat această inteligență de care vorbim cu toții, pentru că într-adevăr contează, dar cred că până la capăt e nevoie de tenacitate, determinare,
de voință. Am văzut oameni care au și respect pentru dânsii, au un IQ de nota 10+, dar din păcate nu-i de ajuns. Pe de altă parte, iarăși, dacă nu te ajută creierașul, dar uitându-mă în spate, sunt foarte, foarte multe situații în care dacă ai această tărie de caracter, determinare, asta te ajută să răzbești mai departe. Deci, pe lângă viziune, curaj, determinare, ambiție, tenacitate, lucru cu oamenii, iarăși important e cum reușești să strângi echipe, pentru că dacă ești tu singur, nu reușești să faci mare lucru. Prietenul meu bun și mentorul meu, Dragoș Petrescu, îmi spunea când ne pregăteam sau când mă învăța să mă pregătesc de scale-up, dar trebuie să am grijă la patru piloni, la strategie, la oameni, la execuție și la cash flow. Și o iei pe cale nativă, domne, am o strategie, prima dată, cum voi dezvolta business-ul, cum voi aborda, după care am nevoie de oameni, pentru că fără oameni n-am ce să fac, oamenii buni asigură execuție pe măsură și, bineînțeles, să ai cash să susții. Deci patru piloni și mulțumesc, Dragoș, pe această cale încă o dată. Cred că pe parcursul drumului antreprenorial facem destul de multe greșeli, probabil că mult mai multe decât ne-am dori, dar e important să ne uităm la ele, așa cum spuneam, ca niște lecții din care să învățăm. Eu am fost și îmi place să cred că nu mai sunt, dar mă lupt cu... Am făcut un management autoritar în care spuneam omului ce să facă. Și cred că este o greșeală majoră. Majoră. Am început să obțin rezultate mult superioare când am schimbat și am trecut de la zona de acest management autoritar, așa cum îl știam noi, șeful zice, șeful face, șeful drege, șeful se pricepe la toate. Am trecut în zona asta de leadership în care am dat voie omului să crească, să dezvolte și eu, bineînțeles, să-i asigur cadrul prin care el să livreze. Deci una din greșeli este managementul autoritar. Cred că zona de leadership este cea care produce performanță. Să nu acorzi încredere. Asta mă refer. Orice relație, orice tip de relație are la bază, are o nevoie esențială de încredere. Dacă nu oferi încredere, nu poți construi o relație autentică. Și când spun încredere, mă refer la a-i lăsa mână liberă omului pe care l-ai însărcinat să livreze, să-i dai mână liberă. Tot, iarăși, Dragoș Petrescu m-a învățat despre managementul greșelii, care înseamnă, băi, spune omului că nu se întâmplă nimic dacă o dă de gard, pentru că iarăși există o vorbă, te pregătești de nota 10 și o dai de gard, asta e, te ridici și o dai la capăt, pentru că dacă nu oferi această încredere, dacă nu îi spui omului, domne, și dacă ai greșit, și dacă ai pierdut 7.000, 10.000 de euro, 20.000, indiferent de cât de mare e proiectul, învățăm, ne ridicăm, pentru că ai avut o bună intenție și ne luăm de la capăt. Deci dă încredere omului, lasă-l să greșească și așteaptă să livreze ceea ce... Și nu interveni, asta spun, managementul autoritar, nu interveni în cumul lui. Important este să stabilești ce-ul împreună cu omul, cât se poate de specific, iar pentru soluție, lasă-l pe el, pentru că e omul pe care se presupune că l-ai ales cu expertiză pe area pe care l-ai angajat și dă-i voie să... Dar sunt lucruri care mi-au luat ani să le învăț. Să le simt, să le conștientizez, să le simt. Mă voi întoarce la încredere pentru că o simt că pe baza ei poți dezvolta relații autentice. Voi vorbi de leadership, acest cuvânt care în ultimii ani e pe buzele tuturor, dar pe care eu îl înțeleg printr-o explicație oarecum simplă, este cum pot eu să ajut colegul meu, cum pot eu ca lider să creez un cadru cât mai bun, cât mai optim
pentru ca, virgulă, colegul, echipa, să livreze performanță. Și asta înseamnă că stau de vorbă cu el, îi acord atenție, îi acord respect, îl înțeleg, sunt primul care îl ajut și când are probleme în sfera personală, astfel încât să știe sau să simtă că în mine are o, un sprijin, are un ajutor. În două cuvinte, mă îngrijesc ca el să poată să livreze performanță, dar bineînțeles, fiindu-i bine. Leadership, din punctul meu de vedere, nu înseamnă ca un om să lucreze 16 ore pe zi pentru mine, să livreze, dar în câțiva ani el să-și pună preț sănătatea. Nu. Vorbim de echilibru. Un alt lucru pe care l-am învățat pe propria piele și l-am făcut, din păcate, mult timp, o spun aici în fața tuturor, critica nu ajută deloc. Am criticat din dorința sau cu bună intenție, în opinia mea, la momentul respectiv, dar critica nu ajută. Recrutarea iarăși contează, recrutarea potrivită. Plecând de la job description, să-ți găsești omul cu personalitatea și cu profilul psihologic, astfel încât el să facă lucrurile din fișa postului într-un mod natural, să nu aibă costuri interne foarte mari, pentru că nici nu va livra, nu va face performanță, un om care nu are natura lui să alerge, dau un exemplu, cu altcineva care dorește să facă, nu știu, altceva în alte condiții. Am văzut în acești 20 și ceva de ani de când există Vusing România, mi-au trecut prin mână tot felul de oameni. Și cred că recrutarea, să poți pune accent deosebit, să poți pune resurse pe o recrutare foarte bună, te scutește pe viitor de lucruri, de multe lucruri neplăcute. Critica nu ajută, încredere, leadership, recrutare. Recrutare potrivită. De ce spun potrivită și nu corectă? Pentru că mi se pare că cuvântul potrivit arată o dinamică, arată un lucru corect în un anumit context, în un anumit timing. Adică ceea ce nu este bun azi s-ar putea să fie mâine. Iarăși e important când recrutezi să te uiți la caracter și la personalitate. Mi se pare că sunt lucrurile care trebuie să primeze, pentru că dacă există material bun, poți avea răbdare să te îngrijești să existe achiziții de competențe ulterior, dar ai un om într-adevăr bun, ai un om cu care te-ai aliniat pe valori. Eu, cel puțin în ultimii ani, pun mare accent în zona asta, stau de vorbă cu omul ca să înțeleg cum se uită el la viață, ce-l mână, ce-l face să plece acasă de dimineață, cum se uită la familie, cum se uită la copii, cum se uită la viață, pentru că în antreprenoriat și nu numai, sunt momente, vor fi momente grele, fără dar și poate. Iar în momentul în care vine un tsunami, tu reușești să stai spate în spate și să nu fugi, dacă ai acele valori comune, ai acele ancore cu care, bă, ce ne-a adus pe noi aici? Păi ne-a adus autenticitatea, ne-a adus pasiunea, ne-a adus dorința de a performa și așa mai departe. Și faci referire la ele și rămâi, ai șanse foarte mari să rămâi spate în spate.